S-au înmulțit străzile cu sens unic în Alexandria. De câteva zile a intrat în vigoare circulația în sens unic și pe anumite tronsoane ale străzilor 1 mai, Mihăiță Filipescu, Constantin Brâncoveanu, Gheorghe Doja și Tudor Vladimirescu. Au fost amplasate indicatoare rutiere, dar confuzia se menține în rândul șoferilor, chiar dacă acestea sunt operaționale de câteva zile. Unele indicatoare nu sunt vizibile din cauza arborilor, dar sunt și șoferi care le ignoră și intră pe contrasens. Cetățenii au păreri diferite despre noile reglementări privind circulația rutieră pe străzile din Alexandria. Așa cum sunt și în București sensurile unice, o stradă cu sens unic, o stradă cu interzis, sunt foarte benefice și la noi în Alexandria. Deja mașinile s-au mulțit, sunt foarte multe, noi fiind toată ziua în trafic, nu avem de ales decât să ne bucurăm. Consider că sunt necesare, pentru că, deși la început o să ne obișnuim mai greu, o să fie o perioadă de probabil o lună, două, în care o să vedem tot felul de intrări pe contrasens, cred că totuși, până la urmă, ne-am obișnuit cu cele care sunt deja o obișnuință de câțiva ani de zile, o să ne obișnuim și cu astea, dar cred că sunt ok, pentru că traficul pe aceste străzi deja era foarte dificil în ambele sensuri, deci nu mai se putea face. Se făceau blocaje foarte rapid, oamenii parchează foarte mult pe străzile alea, deși nu e corect să parcăm acolo, dar neavând parcări, în continuare e o mare problemă și traficul în Alexandria a crescut foarte, foarte mult în ultimii ani și crește în continuare și este o mare, mare problemă. Da? În prima fază măcar se rezolve cu aceste sensuri unice, dar ideea este să rezolve cu parcările. Asta ne interesează foarte tare, să găsească soluții de parcări, dar din ce se vede nu cred că se vor rezolva problemele astea foarte, foarte repede. Eu cred personal că nu sunt bine gândite. Adică să fie avantajul reciproc și cei care poartă responsabilitatea, că evident ei se ocupă cu așa ceva. Iar noi cei care plătim și noi taxe pentru mașinile care le utilizăm, așa, vrem să mergi și ne acces. Bă, unde duci? Nu ai loc, pur și simplu, domnule. Dar e posibil lucrul ăsta? De ce nu gândesc atât de bine ca să fie, m-am spus, un avantaj reciproc? De ce? A pus peste tot parcări cu plată, unde nu e cazul, a făcut chiar în sens unic, au indicatoare pe partea stângă. Păi fratele meu, dacă e circul pe dreapta, punem indicatorul aici, că aici e pentru mine vizibil, nu? Deci nu sunt gândite, vă rog frumos, să nu se supere cei care poartă responsabilitatea. Noi plătim integru și taxe și cât ne pune prețul la orice și celelalte care sunt necesare pentru un mijloc de transport. În schimb, noi nu beneficiem. Dar e posibil lucrul ăsta? Păi numai vine cu amenziile. Nu se poate așa ceva. Și să lucrează aiurea după toate străzile. Domnule, ia strada asta. Termină, domnule, odată. Gândește înainte de ce aveam o vorbă când a avut responsabilitate cu 70 de oameni. Domnule, lucru organizat e bine jumătate terminat. Ai scule, ai jumătate meserie. Începem aici, mai începem acolo un tronson. Aiurea așa. Păi nu se poate așa ceva. Da, terminăm strada asta gândind înainte pe unde mergem cu circulația pe altă parte ca să fie fluidă circulația și așa mai departe. Poate că e o urgență de probleme de sănătate și așa mai departe, nu? Nu se poate așa ceva. După părerea mea, o harababură totală. După ce că orașul este într-o construcție totală, mai trebuia sens unice după ce că avem trei străzi marșilate. Altceva n-am ce să spun. O harababură totală. A dat tot traficul peste cap. Barem n-a luat-o de la un cap, să ia treptat să facă ceva. A spart în tot orașul. Nu mai știi pe o să iei, că dai sens unic, oprit, nu poți să mergi, că e orașul făcut vrește. La începutul anului au mai fost stabilite câteva tronsoane de străzi în care se circulă în sens unic. Dacă autoritățile mențin acest ritm, în curând Alexandria poate ajunge orașul în care se circulă doar în sens unic, iar șoferii vor avea nevoie de o aplicație specială care să-i îndrume.